Președintele Camerei Deputaților le-a trimis astăzi aleșilor o serie de scrisori prin care cere urgentarea proiectului de lege referitor la câinii comunitari. Discuții despre acest proiect au avut loc astăzi, însă nu s-au pus la punct decât detalii organizatorice. Președintele Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Bogdan Ciucă, susține că autoritățile locale au deja o lege în baza căreia pot să rezolve problema. Adina Martin a urmărit subiectul și ne spune mai multe. Adina, bun găsit, ce se întâmplă până la urmă cu acest proiect de lege? Bun găsit! Așteptăm ca acest proiect de lege să fie votat în plenul Camerei Deputaților. Vorbim de o lege care în acest moment se află în cadrul Comisiei Juridice, acolo unde trebuie să fie scris un raport. Bogdan Ciucă, președintele Comisiei Juridice, spunea că nu vorbim de un vid legislativ. Există o lege pe care autoritățile locale pot să se bazeze, însă tocmai despre această lege vorbim. A fost atacată la Curtea Constituțională în anul 2012 de către Uniunea Socială Liberală, iar dacă Senatul a pus în concordanță legea cu cerințele magistraților curții, ei bine, Camera Deputaților au întârziat să facă acest lucru. Așteptăm un raport comun al Comisiei Juridice și al Comisiei de Administrație. Astăzi, juriștii din Camera Deputaților s-au întâlnit, însă au discutat doar despre programul, despre calendarul acestei legi și nu au intrat în dezbaterile pe fondul proiectului de lege. Spunea Bogdan Ciucă, președintele Comisiei, că săptămâna viitoare va fi o nouă ședință a Comisiei Juridice împreună cu cei de la Comisia de Administrație, unde vor fi invitați și lideri ai organizațiilor non-guvernamentale, dar și din administrația locală, tocmai pentru ca dezbaterile să fie cât mai ample. Ei bine, în urma acestei tergiversări a unui raport pe această lege, președintele Camerei Deputaților, Valeriu Zgonea, le-a trimis o scrisoare liderilor grupurilor parlamentare, dar și președinților celor două comisii, tocmai pentru a-i ruga să grăbească puțin lucrurile în ceea ce privește acest proiect de lege, pentru că este o problemă extrem de importantă și este nevoie ca un raport să fie elaborat cât mai repede, tocmai pentru ca deputații să-și poată da votul final pe legea privind câinii fără stăpân. Vă rog să depuneți toate eforturile pentru urgentarea dezbaterilor proiectului de lege pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a Guvernului numărul 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân în cadrul Comisiei Juridice de Disciplină și Imunități și a Comisiei pentru Administrație Publică, Amenajarea Teritoriului și Echilibru Ecologic. Așa sună scrisoarea adresată aleșilor de Valeriu Zgonea, președintele Camerei Deputaților. Și vicepremierul Liviu Dragnea este convins că este nevoie de o legislație mai bună. Și eu spun care iubesc animale, să nu mai sperie oamenii, să nu mai omoare oamenii, să nu mai omoare copii. Poate în ceasul al 12-lea, al 13-lea ne trezim toți și avem curajul și nu mai avem ipocrizie să facem o legislație pe care și-o doresc primarii. Potrivit șefului Comisiei Juridice din Camera Deputaților, autoritățile au deja o lege în baza căreia să acționeze. La ora actuală există o lege care reglementează toată această situație. Este o ordonanță care a avut numărul 155 în 2001 și care a fost aprobat ulterior prin lege și care stabilește cum se capturează câinele, unde trebuie să fie cazat câinele, câte zile de cazare, după 7 zile, dacă n-a fost revendicat nici de către persoanele fizice, nici de către asociațiile de profil, el va trebui să fie eutanasiat. Este articolul 7. Deci la ora actuală, administrația locală are toate instrumentele pentru a încerca să rezolve problema acestui fenomen. Ordonanța în vigoare stabilește și faptul că un câine poate fi eutanasiat după 7 zile dacă nu a fost revendicat. Discuțiile pe tema proiectului de lege vor fi reluate peste o săptămână. Cred că discutarea săptămâna viitoare și rezolvarea acestei probleme a câinilor comunitari va oferi și administrațiilor locale posibilitatea, într-adevăr, de a scăpa pe foarte mulți români de această mare problemă care o reprezintă câinii comunitari. Dezbaterile vor avea loc cel mai probabil într-o ședință comună cu reprezentanții Comisiei de Administrație, la care vor fi invitați decidenți de la nivelul administrațiilor locale.